Ce-o fi mândria? Mândria, iacă o să încep prin căderea primului căzut, îngerul cel mai mare și cel mai frumos, Lucifer, care a devenit Satan, adică vrăjmașul. Avem un chip al lui și al căderii lui în cartea lui Isaia, în prorocia despre împăratul Vavilonului. Dar în transparență vedem căderea primului înger. Zice acest împărat al Vavilonului: fii voi ca cel prea înalt, pune voi scaunul meu mai presus de ceruri. Și așa gândea și primul înger, a vrut să fie ca cel prea înalt, îmbătat, lăsându-se să fie de propria sa frumusețe, de Dumnezeu făcută, de Dumnezeu dăruită lui, în loc să mulțumească lui Dumnezeu, așa cum fac sfinții și sfinții îngeri, cu nesfârșită mulțumită, și-a atribuit sieși prin mândrie. Până aici recunoaștem lucrarea mândriei, eu. Două greșeli esențiale, zic, că a făcut vrăjmașul și a devenit vrăjmaș din purtător de lumină ce era. Unu, pur și simplu, faptic nu e adevărat. Nu sunt Dumnezeu. Și dacă vreau să-mi pun eu scaunul mai presus de ceruri, am o mare muncă de făcut și cum voi ajunge acolo nu știu, fiindcă Dumnezeu este atotputernic. Și mai ales că toată lucrarea asta este un identic natural. Deci realitatea este că nu este asta. În paranteză, iar așa zice, dar dacă eu vreau să fiu ca cel prea înalt, cine a putut pune în mine sau lăsa să existe în mine dorirea să fiu ca cel prea înalt decât cel prea înalt care m-a făcut? Deci este o cale undeva, dar nu calea auto-îndumnezeirii. Asta e surogat. A doua greșeală pe care a făcut-o îngerul în mândria lui, și asta este mândria, una, este minciună, al doilea, dacă vrei să fii ca un Dumnezeu, revenim la întrebarea noastră, ce este Dumnezeu? Dumnezeu dragoste este. Dumnezeu nu este concurență nici cu alt Dumnezeu, dar nici cu omul. Hristos, când spune, vorbește cu ucenicii lui și nu numai cu ucenicii, cred că vorbea mulțimilor, zice, cei ce cred în mine, faptele care eu fac și ei le vor face și mai mari decât acestea vor face, căci eu mă duc la Tatăl. Căci eu mă duc la Tatăl, ideea este împlinirea firii omenești, fiindcă un om de acum așa, de-a dreapta Tatălui, omul ăsta este Iisus, dar om adevărat, de-aia e importantă dogma asta, că Hristos este și om adevărat, nu un Dumnezeu care, ca nălucă, știu eu, se preface a fi om sau nu știu ce. S-a născut și El ca noi, fie și fără de sămânță dintr-o o altă lege, dar totuși, prin dumnezeiască lucrare, totuși a fost purtat în pântece 9 luni, a fost alăptat de Maica Domnului, deși fecioară, și înainte, și în naștere, și după naștere. Dumnezeu, în atotputerea Lui, toate le lasă feciorelnice, până și mormântul și moartea au rămas feciorelnice. S-a născut întâi, născut din morți, pecetea pe mormânt era nestricată. Îngerul, când a prăvălit piatra pentru mironosițe, le-a prăvălit ca să le arate, iată, mormântul este gol. Aici era, s-a sculat, nu mai este aici. Veniți și vedeți locul unde a fost și nu mai este. Și moartea rămâne parcă intactă. Și acum murim până acolo unde cei care nu vor să creadă, zic, cum zice și care dintre apostol Petru, parcă vor zice la sfârșitul veacurilor că de când au murit părinții noștri, toate se petrec la fel și până acum. Și nu vede nimeni cu ochi trupesc schimbările care s-au făcut. În biserică cu puțină credință vedem o seminte moarte pe altarele noastre. De multe ori înmiresmează, ne dau viață, ne vindecă de boli, învie morți. Păi asta este caracteristica o semintelor moarte. Dar trupuri dase întregi ca Sfântul Spiridon și Sfântul Gherasim din Chefalonia și alții care când au fost cu tremure au apărut
și i-au scos de sub cutremure pe câte unul sau altul. Și Sfântul Spiridon are un obicei că dispare din racla lui de sticlă și acum maicile știu despre ce e vorba, nu se panichează, vine după câteva zile și așa mai departe cu veșmintele murdărite de cărămidă și zidărie și apare din nou în raclă. Moartea a fost batjocorită și nu mai există. Și cum zice Apocalipsa, fericiți cei ce mor de acum în Hristos, ca să se odihnească de lucrurile lor și faptele lor vor merge cu ei. Alta, cu totul alta, este moartea de după Hristos. Dar să revenim la Hristos care șede de-a dreapta Tatălui ca om și omenirea are alt potențial de acum decât avea până la omul Iisus. Deci Iisus, adevărat om, deși acel om era într-adevăr și Dumnezeu, Dumnezeu cuvântul prin care le toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut, Fiul Tatălui, al doilea din cele trei persoane ale Dumnezeirii, și om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și când zice și mai mari decât acestea vor face, arată că Dumnezeu nu are invidie sau gelozie. Dumnezeu ar dori dacă ar putea da făpturii sale iubite lucruri mai mari decât are sau decât este El, le-ar da. În niciun caz n-ar opri pe Adam să mănânce din lemnul cunoașterii ca nu cumva să devină ca un Dumnezeu. În niciun caz n-ar opri pe înger să-și pună tronul mai presus de ceruri să fie ca cel înalt, ci din contra. Ne-a făurit o viață, o nevoință, un fel de a face lucrul ăsta, singurul fel adevărat de a ajunge a fi deplin ca Dumnezeu. Și dacă ar fi ceva mai mare decât Dumnezeu, ne-ar da, dar fiindcă nu este nimic mai mare, Dumnezeu, săracul, nu ne poate da decât tot ce este El. Și asta fiind tot și mai mult decât ne putem închipui, bineînțeles că cei care ajung la Dumnezeire nu cred că sunt ispitiți de cârtire, că n-au mai mult. Dar ne-am îndepărtat de la dragoste. Vreau să spun că și în asta se arată dragostea lui Dumnezeu și greșeala îngerului. A fi ca Dumnezeu, a doua greșeală este, nu în concurență, nu într-o împotrivire, o încontrare care implică și ură, ci în smerenie, care este poarta deschisă iubirii. Și pentru asta părinții au îndrăgit smerenia ca obiect al nevoinței dintr-un bun început. Și smerenia trebuie înțeleasă, dar prin definiția pe care am dat-o mândriei, una că este minciună, alta că este contrariul lui Dumnezeu, deci ură, mândria asta, egoismul, închiderea în sine. Smerenia este, pe de o parte, realismul duhovnicesc. Eu sunt ce m-a făcut Dumnezeu să fiu, atât, nu mai mult, dar nici mai puțin. Și în nu mai mult, dar și în nici mai puțin, nu este nici smerenie și mândrie, ci tot smerenie este, fiindcă asta e realism, asta e realitatea. Dacă Dumnezeu m-a făcut chipul slavei celei negrăite, păi frați și surori, să așteptăm noi moartea noastră ca altul să ne cânte nouă chipul slavei negrăite sunt, măcar că port ranele păcatelor? Hai acum să întemeiem, mai bine zis, înfăptuim în noi acest chip al slavei lui Dumnezeu. Asta e nevoința bisericii. Pentru asta ne spovedim, ca să ne lepădăm de păcate. Nu ne lepădăm, ni le asumăm. Cine ești tu, omule? Eu sunt un păcătos. Ai mâncat din rodul din care ți-am spus să nu mănânci? Am mâncat, Doamne, iartă-mă. Să fi zis Adam, și femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, din pricina mea, și ea a păcătuit. Și și-ar fi asumat și păcatul lui și al Evei, n-ar fi pierdut raiul. Dar asta o știm după întruparea și în omenirea lui Dumnezeu. Înainte și prorocilor le era greu să înțeleagă lucrul ăsta. Deci în spovedanie ne asumăm păcatul. Asta este, asta este.
sau cum îmi spovedea cineva, părinte, mi-e rușine să zic toate astea, dar ăsta sunt, n-am încotro, ăsta sunt. Asta este smerenie. Nu o manieristică, nu un fel corect de a fi sau de a afișa, mai ales, ci realismul. Al doilea, și aici părintele Sofronie ne spunea, smerenia este acea calitate a iubirii dumnezeiești care se dă celui iubit, fără întoarcere asuprași. În gândul de a-și pune scaunul mai presus de cerul și să fie și el ca cel prea înalt, era o respingere a celuilalt și nu mai era un cel iubit, ci cel iubit sunt eu și nimeni altul. Și de mine n-are nimeni loc în mine. Smerenia este o deschidere tuturor, până și vrăjmașilor, Domnul să ne arate că avem nevoie de chibzuială în istoria asta sălbatică și mincinoasă, că nici Hristos la început nu se încredința nimănui, cum zice Evanghelia Sfântului Ioan, că știa ce este în om și nu avea nevoie ca altul să spună ce este în om. Dar a venit clipa când a socotit să se încredințeze omului și în mai puțin de 24 de ore era pe cruce. Dar Hristos a rămas neschimbat. Smerenia Lui, smerenia care este acel aspect al iubirii Lui prin care se dă, s-a dat în sfârșit după ce și-a terminat propovăduirea pe pământ, după ce 3 din ucenicii Lui l-au văzut în dumnezeiasca Lui lumina, ca să știe cine era acesta, că a mărturisit și glasul Tatălui și prezența Duhului în nor, și cel care murise, Moisi, și cel care nu murise, dar fusese trecut dincolo, Ilie, l-au văzut în slava lui dumnezeiască, și cei 3 apostoli vii l-au văzut. Deci în ei întreaga făptură l-a văzut pe Iisus, cine era El cu adevărat. 40 de zile după aia era pe cruce, fiindcă de acum își terminase misiunea de propovăduire și urma jertfa ca desăvârșire, ca o culminare a tot ce propovăduise El, ca să arate ceea ce propovăduise în cuvânt și prin faptă, dragostea neschimbată, neclintită, nemicșorată a lui Dumnezeu în toate împrejurările, că Dumnezeu dragoste este, Dumnezeu nu are, ci este dragoste, ca să arate omului, iată, eu sunt și iată ce sunt și tu, Adame, fii și tu ca mine și unde voi fi eu, acolo vei fi și tu. Și pe Hristos îl parafrazez. Crucea este culminarea dragostei. O dragoste care nu se oprește nici de la chin, nici de la însăși moartea, pentru că se dă celui iubit de plin, fără nicio rezervă. Hristos n-a păstrat în sine nimic. În gloata care urla, ducându-L la cruce, s-a găsit și cineva să plângă pentru El, pentru Iisus, și se întoarce către ele și zice, nu pentru mine să plângeți, fiicele Ierusalimului, plângeți pentru voi și pentru fiii voștri. De ce? Că adineauri au strigat în nebunia lor gloata, fie sângele Lui peste noi și peste fiii noștri, și și-au chemat sângele Mântuitorului ca blestem asupra lor și asupra fiilor lor. Și Hristos a stins blestemul, a vrut să-l stingă și a zis, plângeți pentru voi și pentru fiii voștri, nu pentru mine. Nici atunci Hristos n-avea ceva în sine, pentru sine, tot pentru alții se gândea. Și când l-am înălțat pe cruce, de pe cruce a strigat către Tatăl, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac, compătimea cu dobitocia noastră, decât să îl doară pentru durerile Lui. Una din așa zisele pricesne pe care am auzit-o în biserică este aia care zice, o, vai, ranele mele, cum mă dor. Am trăit-o când am auzit-o prima oară ca pe o hulă.
Dacă ar fi zis, o, vai ranele tale, cum mă dor, l-aș fi recunoscut pe Hristos, dar, o, vai ranele mele, nu-L recunosc pe Hristosul nostru. Hristos este dragoste de nimic micșorată, de nimic clintită, de nimic împuținată. Fiindcă dragostea Lui este și viu sau mort, tot dragoste este și ne-a arătat o taină. Această dragoste nu poate fi ținută de moarte și moartea a pierit și iadul și-a vărsat toți pe care îi avea în pântecele Lui și are să mai facă o dată în ziua de apoi care se apropie.